Dragii mei prieteni, am, am o special specială astăzi, nu că altele n-ar fi, însă bucuria mea este una mare, pentru că alături de mine s-a apropiat Matei Georgescu, pe care vi l-am mai prezentat într-o emisiune anterioară pe YouTube. Acolo a fost virtual, acum este real, dar pentru voi rămâne doar la un capitol virtual până când veți avea șansa să-l cunoașteți pe ViuGrai. Matei și-a însușit mai multe sarcini sociale, a studiat gradele și nivelurile și psihopatologiei, și filozofiei, și psihanalizei, și filozofiei mai multe culturi și tradiții din Orient și a reușit să pună în slujba noastră a românilor niște materiale care sunt și în cărțile sale, care sunt și disponibile pe canalul său de YouTube, foarte rare, pe care, datorită faptului că mi-am însușit dorința să văd ceea ce a lucrat el în decursul timpului cât a lucrat în televiziune, am văzut niște oameni remarcabili pe care i-a adus și de la care am învățat, și de la care s-a inspirat să fie un om remarcabil el însuși, astăzi. Matei a reușit să aibă un statut interior pe care cu siguranță cine îl întâlnește poate să observe un om diferit, un om simplu, un drum spre smerenie pe care fiecare îl facem, dar un om cu putere, care are o pertinență în tot ceea ce vorbește, o cunoaștere aparte pe care și noi astăzi o să o extragem un pic din el și o să reușim să-i punem niște întrebări pe care știu sigur că o parte din voi deja le-ați adresat în mai multe medii sociale și o să mergem în partea de emoții și în partea de trăiri și de ce acestea ne ghidează să ne conducem cele mai uh, în alte lucruri din viață. Căutăm să ne luăm un job ca să avem un confort emoțional, căutăm să câștigăm bani ca să avem un confort uh, în relațiile pe care le avem, căutăm să ne facem prieteni ca să avem un confort al... Uh, al stării de bine, al armoniei între oameni. Așa că împreună cu Matei o să mergem în aceste lucruri și o să vedem care sunt și ce putem să schimbăm, pentru că unii dintre noi putem să schimbăm niște lucruri când vine vorba de latura emoțională și cum putem să gestionăm, să determinăm ca să nu mai fim noi uh, sclavii unor emoții care nu ne ajută, ci să înțelegem prin muncă și prin practică și prin ceea ce facem astăzi împreună cu Matei, să reușim să conducem și să ne conducem către latura emoțională. Matei, mulțumesc mult că ne-ai onorat. Îți mulțumesc, drag Alexandru, pentru ținuta ta și când spun ținută, e o metaforă, ținută internă și mai ales hainele conective, pentru că sunt haine și haina îl haina face pe om. Nu. Haina nu îl face pe om, din potrivă. Când te îmbraci, arăți ceva într-o manieră, cum să zic programatică și asta se asociază cu un rol, cu un status, ce este în interior? Știi, gardul și leopardul. Eu acum, cum să zic, simt în tine că nu e leopardul și gardu și că despre asta vorbește coerență, consistență. Ceea ce spui despre mine le știi din tine. De aceea frumusețea și urățenia se află în ochii privitorului recomandăm consulturi oftalmologice psi cât mai multe. Aici, din păcate, majoritatea avem cataractă, adică, de fapt, nu-l vedem pe celălalt. Așa, prin să știi? Și zicem, ia uite, e, e, naționalist. E, cine ești tu? Ești de, de extremist naționalist? Vă spun eu, făiți-vă de el. Ăsta e cataracta sau din potrivă, știi? Vorbeai atât de frumos despre mine că la început vreau să fac glume, știi? Când spuneai că te-am învățat, că de -a... după aia m-ai mai M-ai muiat inima, știi? Da, așa că nu știu, acum eu sunt ăla care a, a, sunt pe postul de a spune lucruri. Și mă întreb de unde le spun. Și să spun, de exemplu, cu asta ziceam să începem. Oamenii caută caută să meargă în viață către ceva care să împlinească, să se afirme, nu să se infirme. Și întrebarea este, așa e, de ce facem asta? Simțim nevoia firește să, să, ne realizăm, de fapt nu să ne realizăm, să, să simțim o împlinire internă. Deseori însă împlinirea internă, senzația de împlinire, știi că e bine că e suficient. Asta vine din condiții externe. Sau nu vine din condiții externe? Asta e o întrebare. Sunt persoane cărora, știi, au uh, rezervorul, uh, canistra spartă. ce-au făcut acei oameni ca să nu aibă canistra spartă și să o păstreze? Și ce-au făcut acei oameni care au canistra spartă? Canistra spartă se cheamă tulbură narcisice. Adică, practic, uh, uh, hai să zicem, îți spun ești grozav, ești, ești remarcabil, uite ce emisiune mișto, ești pe val, Așa. Și după ești pe ușă și stai unul uh, fața în intersecție. S-a dus totul, s-a dus și te simți ultimul om, ca niște spartă. Nu-ți menții un sentiment continu al proprii valori, care vine de unde. Aici este și sunt teorii o grămadă. Valoarea vine din privirea, tu mă întemeiezi pe mine, ca om, mă întemezi în sensul în care îmi spui, dacă te uiți la mine frumos și mă prezinți așa frumos, că eu însemn ceva. Ori asta este acum un, cum să zic, un rudiment, o fosilă a ceea ce s-a întâmplat prima dată. O mamă care a văzut bebelușul, îmi spunea o colegă, zice, bă, bă, e de la mine, uh, nu știi ce înseamnă valoare personală și narcisism până când nu ții un bebeluș în brațe, un copil în brațe și vezi ce însemn tu pentru acel copil care nu poate să supraviețuiască pentru tine și copilul este un o, obiectul fundamental, obiectul în sens de celălalt, al dorinței. Te uiți, îmi vine să te mănânc, te iubesc, te ronți, cum vezi toate metaforele astea și te uiți la el acolo, iar copilul ce simte? Toată energia ce e investită pe el, și își dă seama că el e ceva dacă alții se uită la el. Și asta, deci a, această, cum să zic, am făcut o schemă acum, mamă, copil, e pri, primele lucruri și sunt preverbale, sunt pre-sunt corporale, sunt chiar pre, cum să zic, aproape pre-memorie, pentru că nu se mirinizează fibele, știi mai bine tu asta. Și... E urgent. Și apoi toate lucrurile astea care uh, rămân între noi, deși avem cogniție dar este un palier. Vrem să fim simpatici sau din potrivă, considerăm că doar antipatie este ultima redută sau singura formă prin care putem să primim ceva, știi, apropo de piticul morocănos, care este contra tot. Se te întreb, bă, dar de ce unii oameni sunt contra, sunt iconoclaști, învățăm cuvinte noi, adică sunt pe dos. De ce sunt pe dos? Ba nu, ba nu. Pentru că doar în felul acesta contrazicând și fiind într-un rol, cum să zic, inclusiv de persecuție, că tu nu ești bun, tu nu ești bun, măcar așa există o relație, că asta e singura relație pe care o primit-o. Mai bine o relație pe negativ decât deloc. Decât indiferență. Decât cum? Indiferență. Indiferența. Indiferența omoară. E cumplită. Și de aici toate, toate teoriile, știi, cu veste asta, dar nu, știu dacă ți-am nici ce ți-am zis până acum. Matei, s-au scris poate zeci, sute de mii, poate milioane de volume de literatură romantică. Toate au avut un soi sau un fond emoțional nesatisfăcut de cel mai multe ori și un fond emoțional poate neînțeles. Și s-au scris speculații și prognoze și multe momente din viața unor autori despre o posibilă relație amoroasă pe care oamenii uh, cumva s-o poată însuși dintr-o carte. Toate acele cărți despre literatura romantică, cum le vezi dintr-un punct de vedere la psihanalizei? Din ce motiv, cu ce scop, unde trebuie să ajungă un om care citește așa ceva? Pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt îndoctrinați să citească literatură romantică și nu speră decât să-l găsească pe Prințul Alb, călare pe cal alb și o să întâlnească iubirea vieții dacă așteaptă toată viața să primească o emoție și nu să o determine. Ce frumos să primească o emoție și nu să o determine. Da, în primul rând, literatura romantică, care e sursa ei? Un om care își pune la lucru activitatea fantasmatică, imaginarul și pune în cărți ceva din propriile scenarii. Scenariile sale proprii? Da. da, întotdeauna scriitorul și activitatea fantasmatică este ceva din scenariul propriu. Acum, scenariile proprii, evident, au o tentă colec comună, colectivă și de aceea ne atinge și pe noi. Cu cât un, un scriitor uh, scrie fără să știe ce scrie, cu atât opera e mai mare. Profunzimea experienței și capacitatea de a capta cât mai profund din, din propriul psihism. Apropo de Jung, de psihismul colectiv, de faptul că avem același experiență de ani de zile, iar Tema asta a iubirii este una majoră, știi, ce înseamnă iubirea. Iubirea este cel mai, cuvântul, între cele mai polisemantice, știi, că din iubire de Dumnezeu s-au creat cele mai odioase crime. Din iubire pentru copii sunt mulți crucificați, efectiv. Și mulți mintiți care ajung din cauza iubirii să facă acte de atrocitate. Da. E, și apoi fiecare vorbește din propria definiție a iubirii. Adică trebuie să mă întreb, băi Matei, dar tu cum stai cu iubirea? Și eu ți răspund în funcție de asta și unde am ajuns. Iubirea libertate. Libertatea cui? Libertatea acordată celuilalt pe care îl investești. Păi da, dar cum mine cum rămâne? Ce te, te duci în oraș și mă lași singur? Și atunci, rănile de abandon, rănile de iubire, astea, ambalează formele de iubire. Și găsim tot atașamente, că teoria atașamentului ca chibi, s-au făcut 16.000 de forme de atașament nesiguri. Pentru că toate vorbesc despre starea, nu mm. despre starea, despre dinamica și fluxul pe care ne-l permitem. Respirația emoțională, ce am avut și ce am pierdut. Păi, ce am avut nu vrem să pierdem. Și atunci nu-i de libertate celuilalt, că dacă, dacă pleacă, se duce cu amantul. Eu ce fac? Absolut. Eu ce fac? Absolut. Și apoi, meu vorbește, eu ce fac? Sigur. Pentru că e un scenariu pe care îl anticipez, pentru că eu nu pot să trăiesc uh, abandonul, pentru că asta înseamnă că eu nu sunt, nu sunt bun de nimic, efectiv. Și atunci, iubirea ce înseamnă în cazul ăsta? Doar în, în, în această schemă, nu? A faptului că uh, iubita, iubitul vrea să iasă cu altcineva. Ce înseamnă iubirea? Iubirea înseamnă, deci, o, uh, un discurs cu mine însumi, dar cu mine cum rămâne. Și atunci, probabil că ți iubește -te pe, pe, pe tine ca să poți să iubești pe celălalt, Iubirea libertate. Liber de cine? Liber de ce intern? Uitați-vă la fețele din metru, stau așa, știi? Se uită și scenarii. Zeci de, de reprezentări mentale din trecut, din... Suntem prinși acolo, știi? N-ai făcut bine. Sau ai făcut bine, n-ai făcut bine. Deci anticipăm, să anticipăm, pentru că ce rămâne dacă pierzi toate aceste obicei, rămâne un neinteligibil. Un moment neinteligibil apropo de, uite, de statuieta asta cu câte mâini. Mâini a. sunt alea, știi? Fiecare mână din statuieta asta e o mână, ca și cum o, o mână de a noastră. Pe mână faci lucruri. Noi facem lucruri, nu suntem. Și aici, și aici noi suntem din nou în prestatori de. Nu, la. Trebuie să prestez. Eu sunt acum aici pentru că fac ceva. Nu pentru că. Da, hai să. să mă, noi. Păi schimbă, că mai vorbeam. Hai să punem mai multe subiecte fraților. Nu e așa că vă plictisiți? Ia schimbați canalul acum. Păi ce vorbește -o? Trebuie ceva. uite, dacă îi arunc, îi, hai să, să ne aruncăm pe fața apa din, sau să ne rupem hainele. Atunci e ceva mai... Mai antrenant mai și o să a, se uite a, sigur a, la, a, la lucrurile astea. A, a face, a face pentru că... Și apoi, pe măsură ce te decomprimi... Dar cum mine cum rămânești? Stai așa, știi? Stai, stai. Uite. Dar dacă rămân singur, dacă... Și încep și simți starea, știi? O stare dacă te lași, să zicem, că asta înseamnă terapia și vindecarea, să poți să te lași și ajungi și simți ce simți. Acum e moment artistic. <sus> și cât de cât, nu? Asta Cine vrea să simtă? Pentru că sunt Asta o să ziceți oamenii care... Ce face asta da, bă, acum? De A fost destul de credibil că era atinsă așa un pic, aproape că plângea, știi? Convoce energie. Și când convoci energia, cuvintele se reduc. Însă, chestiunea asta nu mai poate fi instituționalizată, controlată. Noi suntem ființe care dorim controlul. Și atunci, mișcările emo emoționale care sunt incontrolabile sunt cele reprimate și uh, nu se vinde bine. Te învăț în două ore cum să faci aia, cum să faci aia, cum să faci aia. Și, de fapt, toate aceste lucruri de a fi învățat, din punctul meu de vedere, sunt să te învețe cum să te disociezi. Pentru că dacă tu ai în tine scenarii relaționale în care, nu știu, a, a existat prea mult sau prea puțin afectiv și spunea, ai fost devalorizat sau, din hiperprotejat. Toate astea te fac să fie așa. Și atunci să poți să ai o barieră și să faci pace cu voi. Și de de să fie fiaței dracului de nenorocit. Lăsați-mă, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Deci, noi acum vom vorbi despre maniera asertivă și vă recomandăm <g subconscious> să faceți următorii pași. Numărul 1. Respirați profund, Numărul 2, gândiți-vă la cel mai frumos uh, eveniment din viața dumneavoastră. Și de desubt. Lasă mă Mamă, ce m-aș aici. Băi, dar ce... Și... mai puțin, mai, mai puțin și ești bine, o să fii iubit și o să fii iubit. Ce să fiu iubit, mă, uită în ce hal sunt. Pentru că starea, deci uh, această formă disociativă de existență este comună societății noastre. Una intern, alta există. Și asta e o metaforă, că tot timpul în jos, știi? Și asta era mișto, ci că fie de la gât trei palme în jos și nu mergi, vedeți unde ajungeți, e un loc periculos. Tot ceea ce e în jos e periculos. De ce? Puntea cele. Pentru că nu poți să controlezi. Și te ia deodată. Poți să controlezi, dar cu niște costuri ale incoerenței și niște costuri ale tensiunii. Noi suntem oameni care suntem căutați de ceilalți cu măsura profunzimei, profunzimii experienței noastre. Cu cât ai reușit să ai o experiență mai profundă cu tine, cu atât ceilalți vor veni spre tine. Pentru că tu ai reușit ceea ce ei caută. Toți cei care își caută un loc în viață, un rost în viață, aș zice, nu i-aș sfătui că oricum nu o să mă asculte și fac ce voi ei. Faceți ce vreți voi, degeaba, oricum. Dar vocația înseamnă un spațiu din viață, un decurs care să-ți permită experiențe mai profunde înăuntru. Cu propria, cu propria ființă, că ce e asta nu eu exist cu mine, și în baie exist cu mine, și în vis exist cu mine. Toate astea sunt și măs. Cauți știi cum să reușesc în viață? Păi, profunzimea experienței egal nivelul de reușită în viață. Profunzimea experienței egal nivelul cu, de reușită cu în propria, viață. Cu propria, cu propria, propria ființă. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă mai întâi să, să reușești să ajungi în zona aceasta afectivă, în zona în care sunt, ești, ești mișcare, ești mișcare emoțională și nu știu, de exemplu, hai să luăm acum. A... Suntem acum în, în emisiune. Mă... Hai să, 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 să zic o voce de-a mea, să zicem. Alexandru m-a invitat, oamenii se uită, s-au uitat data trecută, s-au uitat o mie la mine, o mie la el. E suficient, nu? Păi, da, ce dacă o mie puțin, băi, păi, Fă și tu 10.000 de vizionări la o emisiune. Băi. Hai zice ceva Hai, lasă-mă în pace, că nu mai pot toată viața, am încercat să fac ceva bun și nu mai tot timpul mai zis că nu sunt capabil să fac Nu mai plânge, nenorocitule, fă ceva din viața ta. Nu mai nu, înțelegi, nu? dar nu mai pot, nu mai pot, lasă-mă dracu în pace, nu mai... Bun, și asta continua în permanență intern. Că e inteligibil pentru toată lumea, nu? Că este un limbaj corporal. Și atunci nu se cade. Imaginați-vă acum interviu cu miză, nu? Și te duci acolo, bun, ce comisia aștept, cine să e angajatorul? Și te duci acolo autentic și spui, e frică de dumneavoastră pentru că mă judecat și s-ar să nu iau postul. Eu dacă aș fi în locul lor, aș zice, uite ce coerență, pentru că asta e unitatea lui internă acum și o prezintă. Și are mare curaj. Adică aș... sincer. Absolut. Aș susține povestea asta, dar dacă în comisie cineva care simte și se identifică cu persoana neajutorată și copleșită de emoții, o să îl rejecteze, adică o să proiecteze pe el precum un țapi spășitor tot ceea ce nu, a, nu poate să, să intre apropo de profunzimea experienței, cu tot ceea ce nu poate să intre în contact Adică cu starea aceasta de emoție, care e tip neajutorare, tip neputință, pentru că în fața unor puse emoționale, nimeni dintre noi nu are putință. În momentul în care îți moare cineva iubit, în momentul în care sunt catastrofe, așa faci, ce faci? Hai să controlăm, ne disucem atunci ca să funcționăm. Dar să fim în contact cu chestia e sau cum zici, nu te lasă să scoți o vorbă <laughs> și zic a, a, pace cu tine, eu sunt ăla care ascultă dar ți, nu, nu scoți sco o vorbă <laughs> mă gândeam acum în timp ce vorbeai ascultând te în același timp și încercam să îmi produc următorul aspect interior pentru că emoții determină facultatea mentală determină deciziile determină reacțiile da. determină practic drumul pe care noi îl alegem în, în viitor și în prezent din experiența pe care tu ai strâns o din studiile și cercetările tale interioare care este pentru tine un aspect emoțional echilibrat în care eu pot să mă armonizez cu mine oriunde cu oricine peste tot întorcându-mă la mine mai mult decât stând cu mintea și cu imaginația în afară ce am de făcut ca fiecare om care vede, practic, să nu mai stea cu mintea pe coclauri în haosul îngrijorărilor și posibilităților și probabilităților, ci să stea mai mult în aspectul lor intern, în cum decid ei, eu, tu, să ne raportăm în relație cu ce se întâmplă în afară. Ascultați și găiesc aici adevăr, spun cine are o ex audă introduce. Hai să luăm, nu știu, cine practica Aikido sau sau metafora să înnoți cu fluxul. Vine emoția. dă tu un exemplu de emoție care e nasoală și... E înșelat partenerul, partenera, ai înșelat, află, descoperă, mai înșelat, mai trădat, mi-ai spus că o să ne căsătorim, nu ne mai căsătorim, ești așa, ești așa. Adică mai întâi, senzația aceea când spui a fost înșelat, mă simt abandonat, mă simt nevalorizat, așa, și apoi, ca să nu intru în contact cu durerea, devin furios. Ca să da? nu accept suferința, că nu nu vreau da. să o accept, da. încep să dau în afară. Absolut. Și o dau în afară descărcându-mă în felul acesta, agresiv. Okay. Pentru și... că nu mai pot. Tot ceea ce ai spus până acum mi se întâmplă tuturor, mai devreme sau mai târziu, și este, este o... e spontan, da? e, suntem, e foarte rapid. Suntem și... Așa. Putem spune că suntem posedați exact. de comportament, nu l mai putem controla, și cont controla înseamnă nu mai putem observa. Pentru că nu am fost încă de mici învățați cu durerea. Pentru că ceea ce uh, Peter Fonaghi a numit mentalizare, adică a nu intru în detaliile vis-a-vis -vis de uh, uh, diferențe conceptuale, dar mentalizarea îmi place să poți să pui cuvinte pentru emoții, lăsând emoțiile să fie. Indiferent de emoții, să poți să pui cuvinte pentru emoții și lăsându-le să fie. Lăsându-le să fie, revenim la metafora în Aikido, lăsând să fie. Orice stare, orice emoție îți vine. Simți durere că te-a înșelat și apoi furie. Lasă-le să fie. Rămâi cu ele și pentru că noi vorbeam de disociere. Disocierea înseamnă când ai nevoie, de exemplu, să fii echilibrat. Adică să alergi după un ego emoțional, nu spiritual, bun, care pe care să l construiești. Cu cât vei să-ți construiești un corp, un eu mai tare, un eu emoțional mai cuprinzător, cu atât ratezi exact acest obiectiv. Pentru că nu poți să... Uh, cum să faci asta? N-ai decât să faci... De, ce poți face? Să încerci să observi. Când nu reușești să observi cu compasiune față de tine, să accepti faptul că n-ai reușit să observi. S și Dar când apare gândul ăsta? După câte ore? După sau câte după ore. Ce timp? Ei, uite acum, oamenii dacă află, asta e o, o, prim, o primă ancoră cognitivă. Ok. De la ancora cognitivă până la comportamentul instalat. Care e mai rapid, Decât. Sigur, este o cale lungă și calea asta lungă este următoarea. Deci dacă oamenii care ascultă în acest moment au deja în ei un câmp de integrare suficient, să-i spunem așa, adică au ajuns la, la nivelul de a putea să, să realizeze lucrurile astea, atunci ei deja sunt pregătiți și ceea ce văd și ascult aici este o oglindă a propriilor ființe. Adică nu e că noi prestăm ceva și învățăm, nu. Eu văd lucrurile într-o formă de câmp, de interferențe. Și că de multe ori invențiile sau, de, nu știu, descoperirile au fost simultan în lume. Se vorbește și el de despre câmpul morfogenetic. Se vorbește despre faptul că în toate a, sunt dovedite faptul că noi funcționăm. Deci nu suntem particule separate care conlucrează, ci suntem unde interferențiale care sunt din capul locului conectate. Și, și noi ai... le deconectăm când emitem graba aceasta în comportament și ne înfuriem? Da, de fapt, înfui. Deconectarea înseamnă ce? Un prea mult de procesat. E ca la computer, știi, când se, se, se gătuie hard pentru că e prea multă informație. Și noi nu trebuie decât să ne upgradăm capacitatea de procesare. Capacitatea de procesare, pe măsură ce crește, procesarea emoțională. Asta deschide ca posibilitatea de a vedea mai mult. Și atunci, tot ceea ce este în viața mea, tot ceea ce am făcut, fac și voi face, fac parte din ființa spontană care sunt. În momentul în care eu vreau, de exemplu, să fiu altfel și nu reușesc să fiu altfel, pot să-mi accept neputința. Totul se rezumă adică la se văd neputința. că nu sunt în stare, se că se nu reușesc. Că, da. Când reușesc să-mi accept neputința, că nu reușesc, atunci am devenit mult mai putincios. E pe dos. În genere, când uh, noi vorbim acum în limbajul cognitiv, când apare paradoxul, deci cu cât pot să fiu mai neputincios, cu cât pot să pic mai mult în abis, cu atât culmea și piscul mi se arată, cu cât sunt mai neputincios, cu atât devin mai împuternicit. Când apare paradoxul în limbajul cognitiv, este semn că am, am pornit deja pe o, o altă dimensiune. O dimensiune emoțională paradoxă este alături de cunoaștere. Alături de ce tip de cunoaștere? Alături de cunoașterea separativă, cognitivă și în interior unei integrative. Revin. Și aici apar că o parte dintre oameni nu se să înțeleagă ce am vrut să spun pentru că mintea mea este suficient de criptică. Și revin. Neputința. Uite, drag Alexandru, astăzi sunt aici și pentru că vreau să-ți onorez ținuta, am nevoie să prestez bine și să fiu un interlocutor demn de, de ființa ta și de primirea ta. Și vocea internă din nou îmi spune slăbuți până acum. Mai atâta poți, slăbuți. Ți-am spus dintotdeauna că indiferent cât o să te nu o să fii în stare să faci mai bine, să spui lucruri mai bine. Zice ăsta, știi? Și eu atunci mă străduiesc și mai mult. Și cu cât mă străduiesc mai mult, cu atât n-am făcut nimic. Și atunci pot să-mi accept neputința în fața acestei voci să-i spun ai dreptate, nu o să reușești niciodată. Nu o să reușești niciodată nu să fac ceva mai bun, ci să te mulțumesc. Pentru că tu, de fapt, ești o fracțiune a sufletului meu, exilată. Și din durere, ești tot timpul nemulțumit. Și singura formă de a fi în contact cu mine, această entitate pe care am convocat-o de vreo două trei ori până acum, care era un nemulțumit piticul posomorât sau uh, cel îndurerat care este criticul intern. Această fracțiune a sufletului nostru rămâne în contact cu noi doar prin această formă agresivă. Ce ziceam la început. Pentru că e atât de îndurerat încât nu vrea să mai ajungă în poziția celuilalt de neputință. Și atunci critică și este agresiv și ne, ne arde ființa asta și intrăm în acest joc. Kernberg vorbea despre relațiile de obiect, asta e un tip de relație de obiect, acest tip de relație în care, din care, nu ieșim și încercăm tot timpul să facem mai bine pentru că acest individ care face așa să fie mulțumit. Nu o să fie niciodată mulțumit, dar acum vine în minte Uh, Genpo Roshi, mi se pare, un maestru zen care făcuse un sistem, îi spunea Big Mind. Big Mind și care, de fapt, era partea sistemului integrativ al lui Ken Wilber. Excepțional Ken Wilber. Ca, ca, puțin cunoscut la noi. Și Big Mind înseamnă că convocai cumva aceste personaje Uh, Aceste care... gânduri programate în fiecare dintre da. noi, că trebuie să fie într-un fel Sigur, și eu le propun oamenilor încă un pas, să nu le mai numim gânduri, să numim personaje interne, entități Maști, personaje, care generează. Da. Deci noi suntem, da. uh, zicea chiar și ăsta, uh, Jordan Peterson cel mai că i-a plăcut foarte mult lui Freud pentru că a fost primul care a spus că noi nu suntem, uh, nu avem o personalitate și avem multiple personalități integrate astfel încât să nu intrăm în patologie. Dar sunt personaje, știi? Deci este acest individ critic, este individul rănit, este apoi individul demonstrativ, individul jucăuș și toate acestea sunt fracțiuni care se cer integrate. Unele sunt exilate și noi spunem așa, nu, vrem să devenim mai, mai. să ne dezvoltăm personal, deci toate personajele ăsta de tipul ăsta critic trebuie să nu mai existe. E pe dos, este fals. Eu sunt suma, un cerc, o sferă. Eu sunt o sferă în care sunt diverse personaje, toate fac parte din mine. Cine sunt eu în momentul ăsta? Eu sunt de asemenea personajul violent. Și dacă nu recunosc în mine că sunt personajul violent, am toate șansele să devin dictator, să devin acuzator, proiectând un personaj în celălalt și considerând că el este, nu eu. Ceea ce le doresc oamenilor este nu să fie oameni buni, ci să, să reușească prin miracol să devină oameni întregi. Sfințenia, coerența. Nu, a, a, aici nu avem aurele alea. Sunt și în creștinism și în budist toate. Cercul, mandala. Haloul. Haloul. halou Helio. da. Helios. Helios. Soarele, lumina. Lumina care înseamnă să poți să vezi primitivul din tine, primitivul din tine. Mai întâi era pe masă o statuetă de Abanos, cred, din Africa, nu? Și era o doamnă cu niște țâțe, bine de tot. E, este un, era un semn al primitivului. Ei, aia suntem. Și suntem atât uh, tot ceea ce va fi fost în istoria omenirii mai rău și mai... Deci în momentul ăsta, dacă spun hai să in, convocăm imaginea asta. Știi câți oameni au murit în, uh, în numele unei societăți mai bune numite, cum să zicem, numite creștină sau numită apoi comunistă sau numită apoi nazistă. Au murit miliarde de oameni, da? Milioane de milioane, milioane, bun, bun, milioane, nu poți să, cum adică un milion de oameni? Păi noi bocim vreo 2-3, dar milion nu, nu te duce în minte, e o cifră cosmică. Și zicem, oh, Hitler, Stalin, văi, oh, de mine, nu, no, nu, no. uite-te la mine, eu sunt un bun cetățean. Noi suntem atinși avem un Hitler în noi, un Stalin în noi, reprimat, face parte din noi. Și atunci devine așa un critic, și până și pe critic îl exilăm. Oameni, vă, vă ne dorim, îmi doresc să putem îmbrățișa din sfera noastră toate aceste personaje care, ani de zile și generații întregi, au fost expulzate. Și atunci devenim întregi. Întreg ce înseamnă? Întreg înseamnă că sunt un om agresiv. Care sunt neputincios, care sunt, 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 sunt. Deci, dacă sunt așa, îmi pot să-mi realizez limitele prin ceea ce sunt. Când îmi reprim personaje, atunci îmi expandez limitele, ca și cum nu sunt limitat. E, uite, eu sunt furios și mă, mă enervează și e până aici. Atâta pot. Și când spun atâta pot, și nu poți mai mult. Personajul care îți cere să poți mai mult este un personaj cu o patologie narcisică din identitate care el nu are limite. Și una este să faci lucruri grandioase și alta este să, să fii în, în inflație. Dar apare și mediul comparativ care societatea promovează că trebuie să fim mai mult ca ceilalți, mai tare ca ceilalți, mai, mai, mai decât ceilalți. Aceeași voce reprimată cel care spune ceea ce este nu este suficient pentru că n-a primit iubire, voce traumatizată. Vocile astea care spun, de, care te, te îndeamnă la competiție, sunt voci traumatizate și cineva de acum o să zică, nu domne competiția e bună. Nu este bună competiția. Este bună uh, uh, realizarea Locului cu tine însuți în care ai fost și unde ai ajuns, nu să te compari cu altul, da, pentru că îi mereu recupere. Sistemul instituțional educațional oferă toate mediile pentru copii și tineri, ca să învețe mediul comparativ și uh, concurența, că ea trebuie să fie însoțită, ca să se depășească unul pe altul. Absolut. Și atunci ce facem? Suntem ca doi orbi care încercăm să ne uh, curățăm scamele reciproc. Nu ne, uh, Privirea spre exterior e o privire competitivă. Și privirea competitivă este o, o, privire care ai în spate tot registrul ăsta disociat, în timp ce e privirea către mine. Și zicea cineva, bun, cum să fac eu flotări dacă eu am reumatism poliarticular și mă doare Păi flotările te compari cu cine? Faci tu cât poți cu tine însuți, dacă reușești mai un centimetru mai bine față de ieri, cu tine însuți. Atunci, și Acolo avem. mergem spre un psihism sănătos. La ceea ce e prezentat până acum, este un psihism pe care și eu îl promovez ca fiind într-o lipsă de a fi în continuă dispută cu exteriorul. Că avem cu toții o continuă relație cu exteriorul, dar cea mai des întâlnită este că eu pot mai mult, trebuie să o obțin mai des, trebuie să trăiesc și plăcerea asta și plăcerea cealaltă, și caut cumva să devin, fără să știu, sclavul plăcerilor pe care eu le caut. Și cumva, când nu le obțin, mă frustrez, și începe viața să mi se ducă, să fie nasoală. Când e suficient? Când, când mă pot opri? Când mă da, pot asta opri? Asta e întrebarea cheie. Când știu că sunt suficient? Niciodată. Garantat, niciodată. Cu 10 minute înainte de moarte, să zicem că știm că o să-ți duc dragul meu, o să decedez murind în următoarele 10 minute, da? Nu o să fie suficient. O să avem regrete. Niciodată nu este suficient. Pentru că Dar inși... cine produce ce insuficiența noi? Totul ce a fost aranjat, orchestrat, concertat pentru noi? Hai să vedem uh, de ce acest moment al nostru aici, al privitorilor, din timpul în care privesc, n-ar fi plenar împlinit. Ce se întâmplă? Hai să observăm intern. Cazul meu, de exemplu. Sau nu, și hai să luăm un caz, că știi, să fie asta ultimul moment din viață, ca și cum ar fi ultimul moment din viață. A fi împlinit înseamnă a putea să consideri că ăsta este ultimul moment din viață și că s-a încheiat. Și dacă s-a încheiat, ce rămâne? Noi suntem corpuri și ființe care ne-am construit identitatea prin traumă și printr-un scenariu de a ne învârti în jurul cozii. Dacă te oprești, nu mai rămâne nimic ego-ul, nu mai are nicio valență. Pe și toată vanitatea pe care cei din jurul nostru o promovează din deplină ignoranță pentru ei înșiși, că noi observăm și o luăm și cumva o incorporăm, după aia e așa de noi. Când o demontăm? De ce să o demontăm? Pentru cine? Dacă nimeni din jur nu demontează mândria, eu de ce să o fac? Da, pentru că suntem ori conduși de ori, vorba cuiva, egregorul Egregorul de grup, ca, forța să fie și, ca să fie și tautologie. Egregorul, forța colectivă, astea sunt regulile și atunci rămâi cumva pe cont propriu în măsura în care dorești să mergi spre interior și de aceea cred că sunt 5-10% apropo de cei care sunt pregătiți să atingă în rest... La mol, fraților, să luăm credite și să după aia să ne să ia ăștia acasă, că nu mai trebuie să plătim, știi, să-ți găsești un, un ceva de făcut. Deci, această frust, aceste mișcări interne, știi, și. Ajunge cineva la sfârșit și ce zădărnicie, zădărnicie, totul e zădărnicie. Tot efortul meu n-a contat. Acum nu mă simt împlinit. Să poți să abandonezi, să poți să pierzi, să poți să te lași de acum? Te ferește? Mm. Nu, nu e obligatoriu, dar te poate feri ca viața să-ți dea limit, să, să te pună să pierzi. Și grecii spunea, băi, noi nu ne adunăm, uh, anticii, în, în uh, mai mult de 5.000 mi se pare că, că e inflație și supărăm pe cineva. Da, chiar Bună și Socrate spune Republica că cei care nu sunt buni la uh, poarta cetății și care nu servesc cetății trebuie uh, conduși spre ultimul drum, că nu avem ce face cu ei. Că, și atunci se promova oamenii care muncesc, trudesc și să fie utili uh, unui grup, unui colectiv, iar cei care nu reușesc și sunt doar pentru ei înșiși, uh, poate lipsiți de smerenie și complet posedați de mândrie nu avem ce face cu ei și așa trebuie exterminați. Eu aș spune așa, să vedem ce e utilitatea. Eu sunt util societății dacă am capacitatea de a relaționa cu toți semenii mei într-o manieră adaptată. Tu ai învățat lucrurile astea din preceptul uh, care tu le-ai însușit de la mulți, mulți oameni care au fost și rinpoșe și mulți învățători și maestri din Orient, care tu însuți ai căutat. Deci ceva din tine da. te-a ghidat și te-a construit ca să te uh, cunoști prin ceilalți și ceilalți se cunoască prin tine. Acum, pentru cei care văd aceste lucruri, ce pot face ei ca să-și gestioneze mai bine latura asta afectivă? Ce pot face ei ca să urmeze pe cineva care are cât de cât demnitatea minții și a sufletului lor și a emoțiilor lor și să fie oameni pertinenți? Ce să facă? Primul lucru, și îl cit citesc pe Vasile Andru, un, un om deosebit, el când mergea uh, în vacanță, nu făcea turism, căuta înțeleptul locului și te ducea să-l întâlnească. Maica Tereza, Papa Paul pa pa al doilea, sunt înțelepții locului pe care Vasile Andru i-a întâlnit și așa le recomand doamnelor. Căutați înțelepții locurilor. Înțeleptul uh, este cel care poate să-ți transmită o întâlnire cu un, un om mai așezat, că suntem vase comunicante. Îți poate conferi o experiență de transmisie implicită E mai valoroasă decât cărțile. Procedurală, să spunem, care este de departe. Cartea este precum pliantul de la agenția de turism. Dacă nu e pliantul, n-ai șanse să ajungi în teritoriu. Și apoi, aici, acum noi suntem în zona pliantelor, cumva, poate mai mult, că nu ne întâlnim cu toți. Dacă ne-am fi întâlnit cu toți aici, cei care urmăresc acest video și să putem să petrecem împreună existența, experiența cu minecării, comunicării, asta ar fi însemnat o transmisie. Și atunci această transmisie în sine este cea care rămâne. Noi suntem suma întâlnirilor noastre. Și pe cine ajută această stare colectivă de armonie pe care am putea să o creăm? De ce am facut? De ce am muncit să o căutăm? Pentru cine? De ce? O viață mai bună, o viață mai ce înseamnă? O viață cu... Uh, cum se definește de fapt o viață mai bună? O viață mai lină, mai lină. Mai asta... pentru ce? Pentru că mulți funcționează prin uh, relație cu uh, hotărârea. Trebuie să fie uh, agitați și vigilenți în toate aspectele lor. Și pentru ei este o viață lină. La ce ajută să zic la Nu știu la un... dacă... No. În primul rând trebuie să ai de discriminare. Să vezi unde ești și nu poți să vezi unde ești decât dacă ai o capacitate, o flexibilitate destul de discriminatorie în tine. Adică eu zic, dar e simplu, e linometru, da? Eu stau și îl simt dacă ce viață lină și cum e cu aia. Eu beau 5 B pe zi, dar nu sunt alcolic. Nu sunt alcolic. Eu am viață lină, nu am <gătă -te> nicio treabă. Și dacă este egosintonic, adică nu-și dă seama, încă n-a venit timpul pentru el -a venit timpul să pentru facă el. diferența dintre. N-a venit timpul pentru el, e un timp... Ok, dar se acest, acest echilibru de armonie, de energie colectivă care ar putea să creeze între doi sau mai mulți oameni, ca în cazul unei relații între bărbați și femei în care soț-soție își echilibrează energiile până devină acestea complementare și după aia ei lucrează pentru o singură carne, cum spune principiul biblic, principiul cuverturii, Că bărbatul e femeie și devine o singură carne, o singură entitate sufletească. Ceea ce spui este, de fapt, me me meta-ideea, interconectarea. Pe măsură ce se creează aceste punți, spune de bărbat de femeie, nu, pe aceeași măsură, viața este mai bună pentru că noi decupăm realitatea cognitiv, dar realul cu R mare. Nu este separat. Ăsta nu este microfon și stand -ă, fotoliu, nu știu ce. Astea sunt realități uh, integrate pe care noi le decupăm. Și ne de le decupăm pe ele pentru că noi suntem decupați în interior. Și dacă suntem decupați în interior, intervine suferința. Cu cât ești mai, mai clivat, disociat, cu atât viața ta este mai grea. De ce? Este simplu și vedem pe stradă. De exemplu, apropo de, de, educație, îi spui unui om, uite, nu arunca pe stradă hârtia respectivă. Și ce lasă-mă, domne, în pace, ce e moșul dracului, îmi faci mie educație aici, da? <laughs> și ce se întâmplă dacă nu arunci aia? Viața ta va putea să devină mai bună, pentru că e ca și cum consider că este ca acasă la tine. Dacă e ca acasă la tine strada mea și Asta înseamnă că tu ai grijă de mine. Și dacă tu stângi hârtia aia și cineva te vede, o să aibă și el grijă de tine. Și cum să aibă grijă de tine? Intrați în vorbă și vede ce nevoie ai și poate vine cu, către, către tine cu ceva. Deci, orice... De, de multe efecte doar în prisma unui simplu act. Absolut, absolut. Și de aceea, cum să zic, uite, apropo de muzică, dă-i muzica ta. dai muzica ta. Este o formă de a trimite un mesaj public, a invada spațiu public, pentru că nu poți să te ferești de sunet, și a, a spune, pe mine nu mă interesează cine ești tu. Și atunci, nici pe mine mă invită să nu mă intereseze ce e el. Și acești oameni devin insulari. Nu sunt convocați căutați. Noi reușim în viață pe măsură ce suntem convocați și căutați. Ne simțim împliniți. Câtă vreme nu te compori într valorile conexiunii, stă în de pe jos, ai dai muzica, cât dai muzica, ai grijă să te bă, dar pe te deranjează sau cum vezi lucruri, sau cu fumatul, știi? Vine și fumează, ajung la... să te vezi prin ceilalți, da. Să, să, da. să te pui în locul lor și da. în locul tău. E o capacitate empatică. Empatia, de fapt, stă pentru această realizare. Și pentru echilibru emoțional. Da, echilibru emoțional care este un efect al unei uh, uh, convingeri că suntem interconectați, realmente interconectați, și că ceea ce fac eu influențează în mod psihologic și direct restul lumii. Dacă eu sunt îmbufnat, nu și stau încruntat, oamenii nu o să-mi caute privirea. Și uh, dacă zâmbești și te uiți la, nu știu, la omul care mătură strada, la fel cum te uiți la, nu știu ce. Uh, căturar te uiți egal, amândoi, o să-ți răspundă egal. În timp, este o construcție. Of, oferi, oferi, ce oferi? Oferi uh, valoare celuilalt și primești valoare. Tu vorbești de o unitate care, din perspectiva oamenilor care îi cunosc și care lucrează spre propria lor desfășurare e ceva care, după ce văd eu, are nevoie de ceva practic. Ori de un șut în fund din partea cuiva, ori de suficientă motivație ca să se echilibreze spre unitatea aceasta în care să nu mai fie separați și scindați în interior într-o zi zic alta, într-o zi zic cealaltă, am place, nu-mi place, am chef, n-am chef. Și mai au de nevoie de poate o metodologie sau o parte tehnică, o rețetă, niște pași care să îi facă prin repetiție și să vadă că se pot întoarce la ei când au o deznădejde sau când au o frustrare, când au, o, au fost înșelați. Că dacă pune atenția pe problemă în sine, sigur nu o să o rezolve, dar ce poate să rezolve este atitudinea pe care o au ei față de problemă. Cum vezi tu rețeta pentru apropierea de mine însumi, de tine însuți, când este o situație grabnică, problematică, ca ca moartea cuiva, ca pierderea unui job, ca pierderea unei averi, ca alte bogății care mai sunt în viața noastră. Că ele vin și dispar, ne sunt împrumutate. Cum să ne relaționăm cu acest atașament față de ele, față de lucruri din exterior? Buna perspectivă asupra Universului e înainte. Noi nu posedăm nimic, n-am avut și nu vom avea niciodată nimic. Corpul este împrumutat, nu l-am construit noi. Ca și casa și mașina. Și psihismul nostru este transgenerațional creat la interferența felului în care părinții ne-au transmis valorile. Noi nu avem nimic. E, și pentru și, că nu ce avem... Că pentru aici? Că nu ce nu avem, avem? Ce avem? Nimic. Ce putem avea? Putem avea realizarea faptului că nu avem nimic. Okay. Și apoi, realizând faptul că nu ai nimic... Da, până să realizeze asta. <laughs> Pentru că inclusiv atașamentul și nevoia de a ține, de a... Toate lucrurile a... sunt împotrivă la asta. Tot, tot ce ne, ne învață societate sunt, sunt împotrivă la, la, această învățătură sacră pe care tu tot, ai descris. o absolut, absolut, Ce avem nevoie de fapt? Avem nevoie de uh, un schimb de haine și de niște orezi integral cu comand, așa, și uh, avem nevoie de 5% din cât posedăm ca haine, ca tot. Le purtăm tot pe alea. Foarte puțin avem nevoie. Numai că restul sunt plombe. Știi, era plomba de așa, de zirconiu acum, să spui așa în gură. Plombe care să umple golurile. Și apoi toți înțelepți, nebunul din tarot, au, au legăturică mică cu trei lucruri, atâta tot. Ce ușurat să simt. Ce ai avut și ce ai pierdut. Nu avem nimic ca să pierdem ceva. Numai că ne agățăm de lucruri, pentru că atunci uite, să se uite oamenilor. Cine ești tu? Și ce, ce, ce ancore emoționale îți dai? Păi zici, uite, am o casă, am copii. Am... Astea sunt ancore emoționale. Hai să zicem, în momentul ăsta, că le pierzi. În spate. ce... Mișcarea de necunoscut care are nevoie de ancore. Ce rămâi tu fără ancore? Și uite, acum fiecare se recomandă intern prin anumite ancore de tip dobândire. Copiii mei, casa mea, profesia mea, reputația mea. Primul lucru pe care îl recomand este să te pui în situația de a le fi pierdut pe toate. Și când le pierzi, pe... să te pui în situația asta internă. Cine poate să facă? Cum adică să pierd? Eu? Mai devreme sau mai târziu cu toții le pierdem pe toate. Să lege praful și pulberea de, de, de noi toți, nu numai realizatorii, emisiunii, ci și privitorii. Și vrem să rămânem undeva. Nu contează. Suntem înlocuibili imediat. De ce? Pentru că toți suntem preocupați de noi. Nu-l văd pe celălalt. Chiar nu-l văd. Suntem... De aceea ne naștem singuri, morim singuri. Pentru că în tranșee ești pe scapă cine poate. Ori viața, dacă nu putem să o realizăm ca fiind în prosperitate și că e suficient, din momentul ăla poți să te uiți la celălalt. Dar de aici, 90%, nu știu, te uiți societate de tip schizoparanoid societatea deficitului, a competiției și a pseudo-compensărilor interne. Și a pseudo-valorilor care sunt promovate de... Mă uitam, doamne, astăzi am venit cu mașina și mă uitam, era o femeie care era frumoasă de la natură și mă uitam, avea unghiile, uite, atâta. Deci erau, cum să zic, unghii de, de 2 cm puse. Complet și, lipsă de practică. Uh, și apoi gura erau o, o buze supradimensionate, probabil nu știu, injectate. Și mă gândeam, de, sunt multe tinere care fac asta acum. Ca și cum în lipsa acestor marcări a identității feminine, nu rămâne nimic. Este o exa exacerbare că doar, doar, un, pe semnul unui deficit, un deficit cumplit și nici nu vreau să mă gândesc câtă durere este în popoarele astea de oameni din, de aici din București care se duc acasă, vin, la, vin pleacă la serviciu și stă, nu, vor, nu, nu, pot să se oprească și să, păt, să pătrundă în ei. Unii spun nebunesc dacă stau în locuri, nebunesc dacă ești la pensie, nebunesc și atunci în loc să nebunești, începi uh, tăzuica, tăia, palinca, whisky, coniacu și alte chestii sau dependența de telefonul, video, youtube toate ca S -s, sfat practic, garantat nu o să-l urmărească nimeni, nu o să-l urmeze nimeni. Așezați-vă pe un scaun ca și cum ați murit o jumătate de oră pe zi. Mult, bine. 5 minute pe zi. Mult. Două minute pe zi. Ca și cum s-a încheiat povestea. S-a încheiat. Și observați ceea ce simțiți, cât freamă interior. Ce să faci cu freamătul ăla? Să-l primești. Să... La microfonul să, să pui mâna pe tine. Nu ți-aparține corpul, nu aparține nimic, nu rămâi cu nimic. Ce ești? Nici nu trebuie să afli ce ești. Să poți să-ți pierzi întrebarea ce sunt. Să pierzi toate întrebările. Când pierzi toate întrebările, întrebările sunt expresia deficitului. Orice întrebare este o expresie a unui deficit. Cel care vorbește nu știe. Cel care știe nu vorbește. Dau de jing. Buda a pestat nobila tăcere în fața multor întrebări și a spus, eu a fost experiențialistul numărul 1. Și Isus la fel, mai mult. Isus ce a făcut? N-a trăit ca Buda cât a trăit. N-a avut o viață, cum să zic, lungă și a murit crucificat ca, ca să ne spună ce înseamnă natura umană. Natura umană este o natură suferinței neacceptate. Toată lumea îi spunea, du-te mă, ferește-te de ăsta Și el nu s-a ferit ca să ne spună așa, câtă vreme nu te lași crucificat de tonele de suferință acumulate. Să te lași în suferință și să te consumi suferința. N-ai nicio șansă. Învierea presupune o înviere după suferința consumată. Suferința însă, această suferință consumată e atât de dezguduitoare și de mișcătoare, încât aproape că te, te scoate, te scoate din nișa socială. Dar noi vrem să fim creștini, fără să ne împrietinim cu suferința lui Hristos. Cum are? Noi cu toții vrem lucruri care, care sunt mai ușoare și mai puțin dure decât trăim și atunci se, se inventează se inventează fast food, fast terapie, fast life, fast, fast cimitir, totul e fast. Repede, pentru că slow cooking-ul intern înseamnă inclusiv să poți să te lași în acea durere crucificantă. Și asta se poate face însoțit. Cineva care să-ți spună și ce să spună e ok. Nu că nu mai pot. Și se uită la tine și simți. Asta e calea. Asta e calea. Pentru că dacă știi ca te gândești de ce unii oameni nu știu cum e, Avram Iancu sau Andrei Roșu sau dintre românii noștri, mai, îmi scap acum, mai, mai era un, un, personaj care își de vă să-și depășească limitele. Dar nu... Continu, da. Hm? Continuu. Da, nu-și depășesc limitele externe, este limita internă care spui nu mai pot, nu mai pot. Și îți dai seama că de fapt te predai când nu mai poți. Și când te-ai predat, se întâmplă în învierea. Pentru că ceva mai profund și mai puternic din tine te poartă. Să poți să, să, să delegi controlul ăsta este fundamentul lucrurilor. Și ca să poți să delegi controlul, asta înseamnă, ca prin miracol, ceva din tine să spună că poți să te lași. Hai, lasă-te! Păi nu, că am ajuns neputincios. Uite-te în ce hal sunteste. Și tu îmi spui mie acum, eu sunt așa, știi, ăsta e interviul meu, să țin cum. Și tu îmi spui mie, e bine, e bine, rămâi așa. Tu mă privești în, fiind la pământ. Eu sunt la pământ acum, e o metaforă, da? Când ești la pământ, câți oameni, la pământ profesional, uh, uman, relațional, câți oameni te mai sună din cei dinainte care te sunau când erai... Semeți puternic. <laughs> și acum ești, ești, efectiv terminat, așa. Cât te mai sună și cât acceptă, pentru că stănesc în, 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 ei starea de neajutorare. Nu, să. poate mai mai fi chemat dacă eram un, 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 un ratat? Și știi care e culmea? Cred că sunt un ratat. Un ratat al ratării pentru pseudo valurile sociale, bine că ești ratat al lor și nu te-ai băgat în aceeași turmă, Matei. Ai, ai făcut ceva în plus pentru tine pe care, așa cum ai adus tu vorba de, de Buddha, Buddha spunea că o mie de lumânări de vei aprinde dintr-o singură lumânare, lumânare din care ai aprins nu se va stinge și... Dacă pentru cine vrea să vadă mai mult pe Matei Georgescu, el este o lumânare din care dacă noi luăm, el sigur nu se va stinge pentru că asta este în el deja. Și putem să generăm, chiar dacă ceea ce ne-a spus astăzi este de la un nivel foarte înalt, pe care puțin dintre voi o să reușiți să incorporați practic aceste lucruri, sugestia mea este să vă re-uitați la ceea ce face Matei Georgescu, pentru că are lucruri pe care le afișează dintr-un cadru al lui foarte intim și sacru, dar încearcă să le pună în slujba noastră prin... Ceea ce ne poate, cum ne poate ajuta el, este la un nivel mai înalt decât putem crede și decât putem observa la primul ochi, la primul ochi grăbit, și putem să vedem că ceea ce a strâns nu doar că este valoros, dar este extrem de ajutor pentru drumul nostru aici pe acest pământ. Așa că, pentru acest lucru, Matei încă ne stă la dispoziție și putem să mai rupem din timpul lui. Eu spun că când te aud, când te, spunând că sunt la un nivel înalt și nu știu ce, așa cum percepi... Nu vreau să produc în tine niciun fel, deși știu nu. că controlez bine mândria, nu vreau să produc acest lucru, ci da. doar să spun ceea ce eu văd. Da, da, și îți mulțumesc. Ceea ce spui este sincer și, cum să zic, puțin poți să, să, să aibă, pentru că îmi spui lucruri pozitive. Nu ești concurențial, exact despre asta e vorba ești susținător, ești conectiv și asta te va duce departe. Fără să vrei să te ducă departe. Însă în interior, când chiar și mă gândeam, jocul ăsta de a încerca eu să fac nu știu, cred, nu știu dacă eu, eu nu pot să fac bine sau să ceva, ceva se întâmplă dincolo de voințele noastre care și ne, ne poartă pe anumite căi. Știi, dacă cum am ajuns să nu știu, să fac niște emisiuni, să ne întâlnim, să... e o ecuație atât de complexă încât n-am controlat-o. Și atunci, știe, ca și cum viața aceasta este ultra all inclusiv, puzderie de stele, știi că mi-a plăcut metafora asta, nu e așa, puzderie de stele. Nu avem decât să ne lăsăm în fotolile noastre comozi și să observăm ceea ce ni se, se impersonal, întâmplă. Tot ceea ce am considerat că va fi fost personal și controlat, este, de fapt, un fenomen psihic care poate fi explicat și ex inclusiv de neuroștiințe. Decizia pe care o luăm nu este luată în momentul respectiv, așa cum credem noi, ci în spate se află procese dincolo de ființa conștientă. Și atunci. Putem controla viața și Universul cu aceeași măsură cu care, în acest moment, am reușit, tu și eu, să ne creștem barba. Vă dați seama, fraților, deci noi, de la începutul interviului, ne-am străduit să ne creștem firele de păr, mai ales de sub bărbie și alea din nas. Egal, cu atât mai mult vreau să vă spun că eu m-am concentrat asupra rinichiului stâng și i-am cerut ca să filtreze mai mult sânge. E aceeași, aceeași chestie. Și știi, suntem precum niște copii naivi, cred, care spunem I do this! Eu am făcut asta! Uite ce am făcut! Uite ce am făcut! Și mă uitam, o, 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 Michel Caznav, dicționar al ignoranței, scrie acolo. Și era o carte cu ultimele articole. Era Transdisciplinare de descoperiri științifice, și îi spunea Dicționarul Ignoranței, și spunea peste 50 de ani o să râdă și n-aș vrea să jignesc curcile despre această carte care era high-end științific. Și te, când te gândeai nu, că isteria se trata prin fumigații în zona genitală și toată lumea aș credea că asta este perfect și ducea acolo și, -a... și acum te duci la medic sau nu la cine și spune la fel de îngânfat un tratament de ultimă oră care peste niște ani de zile va fi hilar efectiv pentru că nu cunoaștem și ne îngânfăm cum că am cunoaște și la fel și cu, cu propria, propria, ființă și propriul comportament lasă-mă că știu eu, uite, eu pot să -mi mișc mâna Știi ce înseamnă să-ți miști mâna? Sunt niște procese moleculare infinite. Sunt niște miliarde de procese, cum să zic, fiziologice. Molecular. Și eu, eu mișc mâna. Ce-ți tu mâna, mă? Cum controlezi toate astea? Păi nu, că eu am corpul ăsta. Cum ai corpul? L-ai primit tu, l-ai confecționat tu și după aia strivești, furnici și gândaci. Nu ești în stare să, să pui împreună nu știu, două oace și omori un, uh, cum să zic, e ca și cum ai, ai ucide cel mai sofisticat computer de la NASA și calci peste el. Vorba lui Ani, Ani Choeng Drolma, uh, E o, uh, nu, o melodie, pulcuacama Akama se numește și zice acolo mă, uh, spinul este în ochiul viitorului și frumusețea în ochiul pe fie ca eu să uh, pot să calc pe pământ fără să strivesc nici măcar o insectă și am mai zis cineva că când calci ai grijă pe unde calci că peste tot pe jos e plin de îngeri și poți să strivești câte un înger nu numai îngeri, poți să strivești câte un drac și asta e la fel de nasol pentru sănătatea psihică, deci pentru sănătatea psihică consumați zilnic măcar cât un drag și un înger, în sensul în care să îi îmbățișez. Încerca Încercați să le evitați pentru asta. Da. Matei, îți mulțumim foarte mult, îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ai făcut pentru noi și să, să ne mai dai, te rugăm. Eu îți mulțumesc, drag Alexandru, și fie ca uh, această zi și ținuta ta să ne trimită către uh, vindec, o formă de vindecare a acelor vechi și a... Uh, tuturor, nu știu, străbunilor noștri care n-au putut să vorbească și să împărtășească toate acestea. Așa să fie. Așa să fie. La revedere, prieteni!